Și am revenit pe canal. Cred că după 4-5 săptămâni de când n-am mai postat nimic. Am revenit cu un nou tutorial, Featherboard. O să încerc să postez zilnic, dacă nu, odată la 2 zile. Haideți să... Stați că trebuie să-i dau delete. Hai să luăm un server în calculator, în care l-am făcut în calculator. Nu știu, stați să găsesc un server. Nu durează mult. Hub, ok. Plugins, n-avem niciun plugin. Ok, și astăzi vom face un tutorial, cum am spus, la pluginul Featherboard. Pluginul care îl puteți configura voi ca un scoreboard foarte fain. Cred că unul dintre cele mai faine pluginuri. Stați să intru în un folder, hub. Ok, stați să caut și eu Featherboard-ul, plugins, no. Hai că intrăm foarte ușor în FTP-ul serverului meu, să luăm Featherboard-ul. Ok, intrăm aici, dăm ok. Vom face un featherboard special pentru o secțiune, să zicem, Survivor, cu bani, toate chestiile. Intrăm la Dream. Ok, Hub. Plugins. Apăsăm F, luăm featherboard de aici. Și cam atâta. No? S-a să se aprodeze. Ok, gata. Yes. Punem plugin aici. De altceva nu avem nevoie. Dăm și noi un rename. Eu lăsăm featherboard 1. Ok. Intrăm în server properties, vedem și portul, că avem nevoie de portul 25567. Ok, dăm run până va porni serverul. Noi hai să pornim Minecraft. Consola iară se vede mică, nu mă întreba de ce. Tutorialul o să fie destul de scurt, o să-l configurez foarte ușor. O să vă arăt și vouă. Nu o să țin foarte mult tutorialul. Știu că multă lume mi-a cerut, am promis. Și până va porni și asta, hai să intrăm pe Google foarte ușor. Dăm canalul nostru să vedem câți abonați mai avem. Răspund la comentarii des, deoarece, hai să fiu sincer, la comentarii am timp să răspund, dar la restul nu prea. Dăm la canalul meu, vedeți că mi-am schimbat și avatarul. Avem 179 de abonați. Avem nevoie de încă 21 de abonați și o să mai primiți încă un server la download. Frumos așa zic eu. Ok, hai să așteptăm să pornească și Minecraft-ul. Sper că nu durează mult. Vedem că n-a durat. Ok. Tutorialul o să apară de acum încolo. O să terminăm și serverul la Bungie. Ok. Reconnect. Localhost 2.25567. Să vedem dacă s-a generat plugin-ul. Ok. Știu care e problema. Deoarece ăsta e un server făcut pentru o secțiune Bungie Cord. Intrăm în Spygot, ediție Notepad și punem Bungie Cord pe False. Unde e Bungie Cord? False. Ctrl-Z, dăm un Ctrl-Z să ne întoarcem aici. False, Ctrl-S. Putem să dăm reload la server. Reload-ul s-a dat foarte ușor. Ia să vedem plugins. Nu s-a creat ăsta. Fișierul. Deci, hai să mai... Ești sigur, are nevoie de alte plugin-uri în afară de asta. Luăm și Volt-ul. Că nu-l mai am. Dăm download. Vedeți ce update fain s-a făcut la Skype. Acum la Skype au și tu. La Google Chrome. Îl punem aici, vedem că am luat multe versiuni. Hai să nu mai căutăm și să intrăm din la Downloads și să scriem Essential. Essential 2 și Snapshot-ul ăsta luăm, apoi dăm în spate, luăm și pe ăsta, hai să dăm o reload. Dar el n-a vrut să meargă. Și nu dau seama de ce. Ok. Hai să vedem, intrăm pe Google. Trebuie să aveți cont pe spygot.org ca să vedeți plugin-urile premium. Featherboard. Ok, spygot măcăm, 40 de euro mi se pare că virgulă costă acest plugin. Sau 20, nu mai știu. Vedem acum, să spuneți. Merge netul puțin mai greu. Dăm un refresh. Hai să vedem de ce depinde acest plugin. Nu o să pun pauză, deoarece poate și voi o să aveți problema aceasta. Stai să oprești și consola. N-am nevoie de ea în momentul de față. Dăm de aici. Nu știu ce dracu am făcut.
Am problema cu această chinezărie, nu știu ce dracu-i. Costă 15 euro, ok. Nu găsesc. Nu găsesc, zice, problema de ce nu vrea să funcționeze serverul. Deci avem extensorul, featherboard, bolt-ul. Stați puțin. Poate am omis un plugin. Stați că pun pauză, revin imediat. Da, și am revenit. Aparent versiunea de la plugin era proastă, adică nu s-a datat toată, din cauza asta am avut și această problemă. Dăm morților, nu mă interesează proșteia. Dăm refresh și intrăm pe serverul ăsta. Dăm login. Asistăm să ne bage și pe noi. Merge netul foarte greu, nu știu de ce, nu dau seama. Refresh. Stai să facem și altceva. Intrăm aici, asta să închid și pagina asta, hub, words, delete, plug, nu, hub, run. Ok. Și acum hai să pornim din nou serverul, de aici mapa aceea era idiotă rău. Se vede că acum în momentul de față se lucrează la serverul meu, am lăsat pe alții, am zis că o să plătesc hostul în continuare, dar deja m-am săturat să continui cu serverul. O să mai lucrez la niște update-uri, dar așa în continuare o să mă apuc pe partea de codare. O să încep să învăț în Java să codez. Deoarece vreau să mă duc pe profilul de IT și sunt deja clasa 11 și dacă nu mă apuc acum nu o să am timp niciodată. Ok, dăm direct connect, join server. Ne-a băgat. Ok. Și vedeți că în dreapta a apărut un ăsta mai insecure. Prayer, ok. Multă lume zice că arată urât. Da, n-am cum să vă contrazic, chiar arată. Dar cum facem ca să nu mai arate așa urât? Ok. Intrăm la plugins. Hai plugins. O să vă las asta în descriere. Poate o să vreți să folosiți pentru un server normal. Mai adăugați voi linii dacă e ceva. Featherboard. Stați că se mișcă calculatorul foarte greu. What the fuck? Nu mi s-a mișcat niciodată atât de greu. Edit un notepad-ul e pornit de 10 minute maxim. Stați să facem așa. Ok. Și vedeți aici. Language. Lăsăm pe engleză. Și ne uităm până în jos de tot. Și vedeți aici mai secure. Aici schimbați. Eu zic să lăsați fără. Să fie doar unul simplu. Aici în loc de mai secure. Putem pune. Secțiune. Eu voi lăsa așa secțiune. Nu. Haide. Survival. Ok. Las așa, nu mă interesează. Las cu alb. Și de aici putem, de aici în jos puteți să ștergeți. Lăsați doar o chestie din asta. Restul puteți șterge. Lăsăm future-ul și header-ul. Ok. Să zicem că ăsta nu mai vă place. Header-ul ăsta. Și aici vom scrie bun venit pe server. Ok. Și aici la fel. Forum, două puncte, 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 puncte. Asta vă notați voi. Dăm un ctrl-s. Intrăm aici. Scriem un. Scriem comanda fb reroad. Reroad. Ok. Acum așteptăm. Fb. Stați, cred că n-am OP. OP, sunt un nimeni. Sunt un nimeni. Nu mă întrebați de nume. Mi l-am pus așa de tror, nu mă interesează.
numele ăsta. Federbodylock. Ok. Federbodylock. Și vedeți, bun venit pe server, forum. Apare așa până în momentul de față, cu galben și alb. Acum hai să ne apucăm să-l facem. O să aveți nevoie de variabile. O să vă las site-ul de unde găsiți toate variabile de la toate plugin-urile. Ok, luăm header-ul. Îl copiem, facem așa. Și să zicem că vrem un spațiu liber. În loc de header, stai să-l aduc până margine, aici scriem 1, care reprezintă spațiul liber. Aici nimic. Pam. Ok. Tâmpenia asta, hai să ștergem. Nu mai arată urât peste tot. Scrisul ăsta idiot. Ok. Următoarea. Să zicem că vrea omul să știe nick-ul tău. Dăm în spate de tot. Dăm un câte RV și aici vom trece nick. Apoi l-a scris. S 6 nick 2 puncte SF, punem variabila și acum hai să punem variabila care este player. Asta e variabila de la nick. Ok. Hai să copiem. Eu nu am Groove Manager-ul. Stați puțin. Stați că îl fac. S-a făcut mătă. Ok, scuzați-mă. Apoi hai să zicem că vrem să afle și câți bani are. Gradul. Da, pentru gradul o să aibă aveți nevoie de Groove Manager. Noi cum nu avem Groove Manager, o să punem aici S variabilă, doar că nu o să mai bag. S 6 grad 2 puncte SV, dacă mi-amintesc bine, asta era prefix, asta era comanda, variabila, o să o căutăm imediat. Până atunci hai să mai zicem că mai vrem încă ceva și anume ping. Asta e foarte simplu, peste tot o folosești. Fping 2 puncte SV, variabila o punem aici și e pingul ăsta. Ok, ping. Hai că mai zicem, mai vrem încă ceva. Și anume bani. Cred că e de ajuns. Bani. S6, bani, 2 puncte, SF, asta, money. Asta e variabil. Ok. Acum mai vrem încă un spațiu liber. Luăm unul ăsta, dăm cât râc, cred că l-aveam deja copiat, nu mai contează. Dăm cât râv. Și în loc de 1 punem 2, ca să știe lumea. Ok, lăsăm un spațiu. Dăm un câte RV. Și acum. Vrem despre server. Să aflăm câte TPS-uri are. Ok. S6 TPS 2 puncte SF SF și variabila e TPS. Ok, și încă o chestie și anume că poate vă doriți să aflați și câți jucători sunt online. Cât RV și aici, player. S6, player, 2 puncte, SV, player, ca un T. Asta era variabila din câte mi-amintesc. Dăm așa, închidem ăsta și acum hai să dăm un feather body rod. Hai. Și vedeți că s-a făcut asta. La TPS, asta e problema cu TPS-ul, că îți arată mult. Îți arată un TPS imens. Și asta cred că o putem rezolva foarte ușor. Fiecare server are un TPS destul de bun. Eu zic să fiți drepți și să puneți un TPS 19. TPS și aici în loc să puneți variabila, eu zic să punem 19 direct. 19 e un TPS foarte bun, vă anunț acum, ca să știți. 6 aici și am uitat încă o chestie și anume la future ăsta să mai punem încă una. Cât RV și
să punem 3, ca să fie un spațiu liber. Cât RS, F de Borirot. Ok, nu e versiune foarte nouă. Ok, scrie acolo, bun venit pe server. Am putea lăsa și fără. Bun venit. Putem scrie bun venit. Ok, dăm edit. Bun venit și atâta. Semne exclamări. Ok. Hai să vedem cum arată acum. Featherball-ul. Vreau să fie un featherball mic. Gradul. N-am ăsta. Stați că mi-amintesc numele. N-am grup manager, dar văd că prefixul e bun. What the fuck? Mamă, ce mă speriai. Doamne, nu contează. TPS 19, cum l-am pus noi, preieri. Bun, fiindcă numai eu sunt pe server. Gradul. Grad, nu e grup manager. O să las de unde puteți lua toate prefixele. De unde puteți lua toate variabilele. Bani, 0. Echo, set, sunt un nimeni, 1000. Și vedeți că s-a modificat. Și puteți așa adăuga voi câte liniuțe vreți. Eu o să las doar așa. Dar aici nu contează. Deja ne-am întins destul de mult. 16 minute pentru un tutorial așa scurt. No. O să vă las linkul de download de la asta dacă veți. Și vreau să vă întreb în comentarii dacă vreți să adaug mai multe tipuri de scoreboard. Scoreboard pentru Survivor, dar un scoreboard mai frumos, nu ca ăsta. Scoreboard pentru Factions, pentru Skype PvP, chestii. Și să fac un episod special în care eu deja am configul făcut, dar eu și doar vi-l arăt, adică să aibă un maxim 3-4 minute și să-l pun și să-l dau la download. Asta scrieți voi în lista cu în partea cu comentarii, nu listă. Puteți adăuga și semne. Hai să zicem că adăugăm chiar acum un semn, să vedeți. Config, edit în Notepad. Ok, și în loc de asta putem să... aici, nic. Vă arăt doar la 1. S. 5. Steluță. Cât S. Vă arăt doar așa. Feather Borirot. Și vedeți că a apărut tâmpenia aia. Dar mie nu-mi place. Mie-mi place să fie ceva simplu. Deci, hai să scoată. Cât RS. Feather Body Rod. Așteptăm 15 secunde. Zice, da, eu de... Da, cam asta ar fi tot tutorialul. Sper că v-a plăcut. Sper că vom putea strânge 10 like-uri la acest episod. O să vă promit că de acum începem să postăm zi de zi. Până acum am avut niște treabă, dar de acum încolo... Hai să ne ținem de treabă, deoarece văd că vă abonați în fiecare zi câte 5-6 și eu ca o nesimțit nu fac nimic. Ok, eu am fost Andrei și până data viitoare, la revedere.